Sănătate și bine v-am găsit din nou, dragi prieteni! Vreau să vă prezint astăzi un barbecue sau un foișor sau o căsuță pentru servit masa de curte din lemn rotund. Ea se află pe drumul spre Vatra Dornei sau în Ținutul Bucovinei, cum ar veni. Am intrat cumva din stradă ca să vedem puțin, pur și simplu când treci pe acolo te oprești pentru că privirea îți rămâne pe aceste minunății. Acesta e un barbecue sau un grătar așa de curte, nu pentru spațiile noastre care le avem pe lângă case. Ia uitați-vă, masa și tot e făcut din lemn, tot acest grătar e făcut, acest barbecue, acest loc culinar e făcut din lemn natural tot. Totul e exact cum trebuie, mai bine, cum se potrivește mai bine. Ia uitați-vă ce îmbinări frumoase și totodată plină de esența lemnului. Nu? Până la urmă, lemnul ne place așa cum e, cu noduri, cu crepături, cu tot felul de lucruri. E o minunăție. M-am oprit cumva ca să iau un număr de telefon și eu ca să îmi fac în decursul anului. Ia uitați-vă acolo ferestre și cumva cu care se pot ridica, care se pot coborâ, e ceva plastic din acela care se mulează, se poate strânge, dar ideea e de rustic și ca să te simți bine. Am insistat cumva asupra mesei, uitați cum s-a făcut din trunchi de copaci, foarte bine lăsat acolo nodurile, lăsat exact forma cum îi de la baza lemnului, de la pământ, foarte frumos, o minunăție, mai mare dragul ca să te uiți, are tot ce trebuie acolo. Nu știu exact costurile, va trebui să vă uitați pe net voi și eu o să mă uit pe net, dar interesant, exact și ferestrele acestea care, dacă e cald vara, le ridici în sus, dacă îi ploaie sau vânt, le dai în jos, oricum îi ceva de efect și noi mergem la grătar pe timp călduros. Până data viitoare, sănătate și mult bine, cred că v-ați făcut o idee despre cum e, am vrut să împărtășesc și cu voi aceste minunății și Doamne ajută să ne construim și noi. Sănătate și mult bine!